Bine ați venit, dragi doamne și dragi domni din Zodia Săgetător sau cei care aveți relații cu săgetătorii. Ori pur și simplu aveți ascendentul, nodul nord sau nodul sud în acest semn zodiacal. Voi face etalarea lunii mai pentru dumneavoastră în dragoste și încep prin a aprinde o lumânare pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, pentru ca ceea ce vă propuneți să realizați, da, pentru împăcări, pentru găsirea soluțiilor, pentru ca să vă găsiți oarecum liniștea și pacea în cuplu, ori chiar să găsiți o persoană potrivită, pentru că această etalare de dragoste vizează atât persoanele care sunt actual într-o relație, cât și persoanele care sunt separate sau care nu au o relație deocamdată. Veți putea vedea care sunt energiile voastre și ale celeilalte persoane actuale, trecute sau viitoare. Într-un fel sau altul, dacă ați accesat acest videoclip, veți primi cu siguranță un mesaj. De foarte multe ori s-a întâmplat acest lucru și sper să rezonați cu ceea ce vor cărțile să vă transmită. Eu folosesc pachete identice de cărți, perechi, pentru a extrage energia voastră și energia celeilalte persoane. Avem oracolul îngerilor romantici, de asemenea Rider-Waite Tarot, pe care îl voi interpreta cu drag. Mai am de asemenea tarotul Lenormand și tarotul iubirii, care își vor spune, cum se spune, ultimul cuvânt, care ne vor zice, dragii mei, care sunt binecuvântările ce se îndreaptă spre dumneavoastră. În timp ce pregătesc cărțile, mai stăm de vorbă. Îmi place să le amestec în fața dumneavoastră, tocmai pentru a fi cât mai clară și cât mai transparentă această etalare. Intenționez să extrag din fiecare pachet de cărți, dragi săgetători, câte patru carduri, care să reprezinte cele 4 săptămâni ale lunii mai, dar luna mai are 4-5 săptămâni și oarecum să vedem vibrația voastră, vibrația persoanei, dragi. Aceste predispoziții vă pot ajuta în vederea găsirii, nu știu, a unei atitudini corecte. S-ar putea persoana dragă să aibă nevoie la un moment dat de suportul vostru sau invers, să fie invers. Voi să fiți cei care să aveți nevoie de înțelegere din partea partenerei, partenerului. Și atunci cărțile acestea vin oarecum să anunțe vibrațiile, să anunțe predispozițiile. Voi însă, având liberul arbitru, ca de obicei, voi fiind cei care puteți decide, puteți schimba prin ceea ce faceți, prin atitudinea voastră, puteți schimba aceste predispoziții. Vă voi spune de asemenea și zodiile care apar în cazul săgetătorilor pentru perechile voastre. Și îngerii romantici s-ar putea să vă ofere chiar câteva sfaturi. Vom vedea, dragii mei, exact cum se va manifesta această etalare. Puteți să urmăriți și filmarea realizată pentru zodia în care se află partenerul, partenera dumneavoastră. Sau la ascendent, da? Dacă nu vreți la semnul zodiacal, la ascendentul dumneavoastră, pentru că posibil să găsiți și acolo informații care să vă ajute să deslușiți anumite mistere. Nu degeaba am pus aici aceste măști pe care le dăm jos, măștile ei, ale lui, pentru a vedea exact care sunt informațiile în cazul în care nu le aveți. Iată ce frumos! Dumneavoastră, dacă sunteți doamnă în săgetător, se pare că sunteți o adevărată regină de cupe, feminină, expresivă, creativă totodată. Dacă sunteți domni în săgetător, s-ar putea să fiți foarte, să vă percepeți persoana dragă ca fiind extrem de senzuală și de atractivă. Posibil să aveți relații cu persoane din rac, scorpion, pești. Cealaltă persoană se simte ca la început, parcă ați reînviat pasiunea sau chiar sunteți la început de relație.
Posibil de asemenea persoana dragă, dacă este doamnă, să fie însărcinată sau să nască în luna mai. Asul acesta de bâte arată și energii din berbec leu săgetător și văd multă energie, văd bâta aceasta care înverzește, cum se zice, văd pasiune. În prima săptămână din luna mai văd multă pasiune din partea acestei persoane. Hai să vedem în a doua săptămână. Fantastic! Aveți voi bâta. Nu degeaba spun că de foarte multe ori sunteți suflete pereche, dragii mei. Ceea ce mi se pare frumos este că pe rând preluați controlul, pe rând aveți grijă unii de ceilalți. Se pare că voi aveți asul de bâte în a doua săptămână, preluați oarecum dominarea, conducerea și îi oferiți persoanei voastre, dragi, un sentiment de împlinire. Persoana aceasta, în afară de faptul că are o relație, da, cei cu care sunteți voi în relații, sunt mulțumiți în relație, au o împlinire și personală și profesională. Văd din nou energii din rac, scorpion, pești. Poate chiar veți convinge o persoană care este de felul ei burlăciță sau celibatară sau burlac celibatar să intre într-o relație extrem de serioasă, da, să cuceriți această persoană în a doua săptămână din mai. A treia săptămână, iată, vine cu o ușoară confuzie din partea voastră și o ușoară, cum să spun, grijă, îngrijorare din partea persoanei voastre dragi. Ce înseamnă acest lucru? Aici poate să vină îndrăgostirea la voi, poate să vină o creativitate deosebită, dar și o ușoară confuzie, ca și cum nu știți cum să procedați mai departe. Persoana dragă poate să aibă aceste griji legate de un domeniu, de un plan diferit de cel relațional. Dar să știți că își face niște griji, nu va avea un somn foarte bun. Cred că o dificultate a sa, dacă este din geme în balanță vărsător, va fi aproape de final, pentru că după 9 de spade mai urmează o singură spadă, o săptămână, o lună, în care grijile acelea vor dispărea, vor ajunge la un final. Poate că acesta este felul în care acționează și reacționează persoana dragă, gândindu-se la voi chiar în timpul nopții, dar nu poate să adoarmă pentru că într-un fel sau altul se gândește la voi, își face poate niște planuri. A patra săptămână din luna mai, iată, vine cu prosperitate, vine cu o grijă a voastră pentru persoana dragă. E frumos faptul că voi poate sunteți preocupați de planul material financiar. Asta ce înseamnă? Poate mai puțin romantism, dar voi aveți grijă materială a relației voastre. Puteți avea relații totodată cu Tauri, Fecioare, Capricorn. Și iată, valetul de cupe, persoana cealaltă dragă, la fel, dar voi într-un fel sau altul vă echilibrați, adică sunteți poate voi mai pragmatici, mai raționali și persoana dragă este ceva mai sentimentală, emoțională. Poate își cere scuze, poate vă oferă un cadou. Rămâne ca dumneavoastră să vedeți și aici sunt energii, cum spuneam, din Taur, Fecioară, Capricorn și din Rac, Scorpion, Pești. Mergem mai departe la îngerii romantici. Pentru prima săptămână, voi vă vindecați niște probleme familiale, fie aduceți împăcarea în relația voastră de lungă durată, poate în căsătoria dumneavoastră, da, deja aveți căsnicii serioase. Spune așa că viața beneficiază dacă vă veți ierta părinții. Nu știu dacă părinții au încercat oarecum să se bage în relația voastră sau vorbim despre faptul că într-un fel sau altul ați preluat puțin din ce ați văzut în relația părinților dumneavoastră în copilărie sau modul în care fiecare dintre părinți s-a purtat cu dumneavoastră. Dar văd că vă vindecați niște probleme de familie. Flirtul, da, acel as de pâtă pe care l-am văzut, flirtul se manifestă la persoana dragă. Aceasta își va extinde lumina inimii către dumneavoastră. Să vedem în a doua săptămână ce se previzionează. Voi să știți, aveți această
senzație dacă vă cunoașteți de când lumea. Poate chiar aveți o relație de lungă durată. Deci voi vă știți de mult. S-ar putea să revină în viața voastră o persoană din trecut. De asemenea, voi să reveniți în viața unei persoane cu care ați avut o legătură în trecut. Aș mai vedea de asemenea faptul că sentimentul ăsta de familiaritate se manifestă chiar dacă abia cunoașteți o persoană. Cealaltă, el sau ea, au încredere în divinitate. Simt că divinitatea lucrează pe planul vostru amoros, în viața voastră sentimentală. Este o persoană încrezătoare, probabil, în viața aceasta și în tot ce urmează să-i aducă. A treia săptămână, din luna mai, voi veți fi mai atenți la niște semne care vă avertizează. Nu știu dacă persoana dragă nu cumva, pentru a nu aduce conflicte în relație, ține în el sau în ea anumite neplăceri, anumite nemulțumiri. Și poate este cazul ca voi să invitați persoana dragă să spună ce are pe suflet, pentru că, iată, s-ar putea să poarte o mască, tocmai ca să nu vă strice echilibrul în relație, dar poartă o mască și ascunde niște neplăceri pe care le simte. De asemenea, s-ar putea chiar să poarte o mască falsă sau să creadă că voi purtați o mască falsă. Pentru că spune o decepție, cineva poartă o mască falsă în această relație. Important este să comunicați cât mai direct absolut toate lucrurile, chiar și cele care poate nu vă convin, și într-un mod asertiv să le comasați, tocmai ca voi să nu fiți așa în gardă, să vă avertizeze niște semne și nici cealaltă persoană să nu aibă impresia sau să fie cea care să poarte o mască. A patra săptămână vine, iată, cu înnoirea iubirii voastre, aduceți un nou flux de energie în ea sau pur și simplu vă împăcați sau chiar începeți o nouă relație, dragi săgetători. Cealaltă persoană își dorește o lună de miere. Poate că reînnoirea aceasta are loc în timpul unei călătorii, în timpul unui weekend petrecut în doi, fie că plecați, fie că rămâneți acasă și vă petreceți timpul așa cum vă place vouă. Foarte frumoase atmosfere. Hai să vedem din partea Lenormand și a tarotului iubirii care sunt concluziile, care sunt cărțile, da? Voi extrage câte o carte din fiecare pachet. Ce să descrie puțin, în general, relația voastră în luna mai. Și avem, dragii mei, casa. Faceți casă bună, poate că vă mutați în altă casă, vă îmbunătățiți casa aceasta, vă drag scorpion pești, vă înmulțiți în familie, dar pot rămâne doamnele din acest cuplu însărcinate, sau mergeți într-o vacanță, de ce nu? Sunteți destul de domestici, destul de, cum să vă spun eu, așa, la casele voastre, dragi săgetători. Să vedem și tarotul iubirii ce vă spune, care dintre carduri dorește să se evidențieze. Aveți grijă la infidelități, acolo în a treia săptămână din luna mai, poate că este simpla grijă, fără niciun temei real. Unul dintre voi se poate gândi că celălalt simte nevoia unei infidelități, poate să fie o ispită, dar cineva care încearcă din invidie să vă strice echilibrul cuplului. Aș vrea să mai extrag, nu pot să vă las așa, să vă extrag, văd mai degrabă o grijă, atenție la relații trio. Iar cartea aceasta vorbește despre o stabilitate armonioasă binefăcătoare. Este important să aveți timpul vostru personal. Vedem această doamnă care stă pe malul unei ape, în general apa înseamnă emoții liniștite, meditații, o gândire, o contemplare a relației voastre. Important este să mergeți pe această stabilitate și să treceți peste anumite cumpene. În cazul în care vă simțiți ispitiți, cum ar fi să vorbiți cu persoana dragă despre
aceste sentimente. Tocmai pentru că înseamnă că nu v-ați simțit suficient de iubiți, de apreciați și să încercați să aduceți mai mult joc în cuplul vostru și să evitați astfel o infidelitate. Eu vă doresc toate cele bune și să ne reauzim cu bine. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Sper să vă abonați. Să fiți sănătoși, bucuroși, cum se spune și la pungă groși. La revedere, dragi săgetători!